domeniul aerospațial și sper astăzi să vă transmit un pic din pasiunea mea pentru explorarea spațială și cosmos. Aștept să vină prezentarea pentru că prima imagine îmi place foarte mult și dă context prezentării mele de astăzi. Te folosim de moment pentru... Nu întâmplător am ales titlul Cosmos și umanitate pentru că, mulțumesc, cosmosul a fost dintotdeauna o sursă de inspirație pentru omenire și pentru că ne-a ajutat să ne extindem orizontul cunoașterii și, de asemenea, este motivul pentru care explorăm spațiul, iar această curiozitate a noastră pentru cosmos a pus bazele industriei aerospațiale și voi explica în cele ce urmează care sunt beneficiile acestei industrii și în asigurarea bunăstării și siguranței cetățenilor de pe întreg globul. În momentul de față, în prezent, ne confruntăm cu mai multe provocări globale. Poate cele mai evidente sunt schimbările climatice, care provoacă migrații de popoare datorită deficitului de resurse, lipsa apei potabile, lipsa hranei datorită degradării lanurilor agricole. Avem dezvoltarea accentuată demografică, necesitatea mobilității, comunicare rapidă și eficientă. Avem nevoie de energie verde și protecția mediului, combaterea conflictelor și a catastrofelor naturale, sănătate publică și accesul la educație. Programele spațiale, încă de la începutul anilor 50, au avut diferite grade de succes. Însă un lucru este cert, sunt foarte costisitoare. Așa că intervine întrebarea multor cetățeni și oameni politici deopotrivă, de ce investim în spațiu? Ce de trebuie nouă o explorare spațială? Când avem atâtea probleme socioeconomice aici pe Terra. Eu consider că industria nu a arătat îndeajuns adevărata valoare a explorării spațiale, pentru că, desigur, dacă ne uităm la cât s-a investit în războiul din Vietnam, pentru un singur an, avem 768 de miliarde de dolari, bani raportați anul 2013, și alte, mă rog, alte activități care ne țin ocupați zi de zi, raportat la cât a costat tot programul Apollo, 135 de miliarde, putem trage concluzia că oamenii cheltuie bani și investesc în activități care, de asemenea, acest buget poate fi redirecționat către soluționarea problemelor de care menționam. Deci eu cred că este pseudo-dilemă, pentru că nu trebuie să fie o alegere exclusivă. Nu trebuie să alegem ori soluționarea problemelor, ori explorarea spațială. Și sper să vă arăt în cele ce urmează că explorarea spațială chiar vine cu soluții pentru aceste probleme cu care ne confruntăm. Spațiul cosmic este un resort pentru economie și politici publice, pentru că vine în întâmpinarea provocărilor globale cu informație, comunicare, știință, inovație, tehnologie, educație și inspirație pentru absolut toate generațiile, reprezintă o valoare strategică în economia globală și are un rol critic în infrastructura societății de astăzi. Beneficiile pentru umanitate pot fi directe și indirecte. Poate cele mai evidente sunt extinderea frontierei cunoașterii prin descoperiri și diseminarea cunoștințelor științifice prin propagarea inovației, generează politici publice și vin în sprijinul factorilor de decizie, contribuie la dezvoltarea socioeconomică, creează transfer de tehnologie către alte sectoare și piețe economice, creând piețe economice noi, educație și inspirație și creează contexte de cooperare interstatală prin aceste parteneriate internaționale. La nivel european, studiile arată că pentru fiecare euro investit, se întorc până la 6 euro în câștiguri economice, depinzând de în ce activități se investesc, ce activități spațiale se investesc. Industria spațială a avut în evoluție ei mai multe etape, ca orice industrie, și mai multe revoluții. La ora actuală suntem în etapa spațiu 4.0 și o să vedem ce înseamnă. În etapa spațiu 1.0, astronomia a pus bazele acestei industrii, prin descoperiri științifice legate de dinamica corpurilor cerești, circumferința Pământului, cu instrumente astronomice.
A doua etapă a fost marcată de competiția din războiul rece între URSS și Statele Unite ale Americii și începe prin lansarea în 1957 a satelitului Sputnik pe orbită, un satelit sovietic, și se încheie în 1972 cu părăsirea suprafeței lunare de ultima misiune Apollo, Apollo 17, care o povestea la ultima astronaut, Eugene Cernan, practic comandantul Apollo 17, a inscripționat pe suprafața lunară inițialele fiicei. Mi s-a părut foarte, foarte romantic. Avem primii oameni pe lună, Yuri Gagarin și Valentina Tereshkova. Ei nu au făcut parte din aceeași misiune, mai întâi a fost bărbatul și apoi femeia. În fine, avem primul animal care a orbitat Pământul, Laika. Toți știm că Neil Armstrong a fost primul care a pășit pe lună, un american, dar puțin știu că rușii au trimis un primul robot pe suprafața lunară, care a adunat probe și, mă rog, a făcut o fel de descoperiri. Din programul Luna, pot să-i chema, mă rog, misiunea acelui roboțel. Spațiul 3.0. În spațiul 3.0, explorarea spațială s-a făcut în contextul cooperării globale și aplicațiilor spațiale. Avem construirea stației spațiale internaționale la care au contribuit numeroase națiuni. Avem astronauți care colaborează la misiuni cu, mă rog, sunt astronauți cu naționalități diferite, religii diferite, ideologii politice diferite, dacă uităm la Rusia și America. Iar în prezent, suntem în etapa 4.0, sună așa foarte fancy, sau New Space, cum e, NASA îi spune New Space, Agenția Spațială Europeană îi spune Spațiul 4.0, în care se vorbește de inovare și antreprenoriat, se concentrează pe parteneriate public-privat. Da? Avem între entități, cum ar fi guverne, mediu academic, industrie, chiar și cetățeni, și se produce o schimbare de paradigmă, o schimbare de motivații, de actori, de roluri. Apare comercializarea, apar start-up-uri, companii private care desfășoară și creează noi metode, noi capsule pentru transport cu echipaj uman sau pentru aprovizionarea stației spațiale internaționale. Avem rachetele reutilizabile, știm toți de Elon Musk, sau Blue Origin. Se vorbește de digitalizare, dacă înainte sateliții, în principal, hardware-ul avea un rol important, apare și software-ul, care are un rol din ce în ce mai critic. Și aici intervine și nevoia de cyber security, pentru combaterea atacurilor cibernetice. Sateliții sunt ochii și urechile noastre în spațiu și ne ajută să ne apărăm de pericole care vin din cosmos și care sunt, care ne amenință aici pe Pământ. Și avem această infrastructură spațială, se constituie din trei piloni, navigație, telecomunicații și observarea Pământului, care presupune folosirea tehnologiei în diverse aplicații. Avem monitorizare planetară, avem gestionarea situațiilor de urgență, managementul resurselor naturale, poziționare GPS, gestionarea traficului aerian. Nu s-ar putea face fără infrastructură satelitară. Vulnerabilitatea noastră în fața dezastrelor naturale va crește odată cu impactul schimbărilor climatice și a creșterii demografice. Datele din satelit sunt esențiale pentru că oferă o imagine completă a acestor fenomene și ne ajută să le înțelegem și să le anticipăm. De asemenea, datele achiziționate din satelit ajută reprezentanții guvernelor să ia decizii informate, pot emite avertizări, pot decide să evacueze populația, astfel reducând pagubele materiale și chiar pot salva vieți omenești. Din spațiu putem monitoriza și incendiile de vegetație. Am văzut cu toți incendiile din Amazon, din Siberia. Datele din satelit pot ajuta echipajele de intervenție să localizeze, să analizeze dinamica focului și să intervină pentru stingerea acestor focare. Putem monitoriza topirea ghețarilor. Vedem topirea calotelor glaciare și, de asemenea, devine evidentă nevoia de politici publice care combat aceste efecte ale schimbărilor climatice. Dacă am vorbit de apărare la sol,
contra pericolelor care ne amenință pe Pământ, vorbim de apărare contra pericolelor care vin din cosmos. Și aici avem asteroizi, am văzut toți filmulețul cu meteoritul din Chelyabinsk, dar mai e și pericolul pericolul care este datorită sateliților care nu mai funcționează nominal sau sunt scoși din funcțiune și, mă rog, este și un orbită, cimitirul sateliților. Și, mă rog, deșeurile spațiale sunt cu tot o altă poveste și se încearcă cumva soluționarea acestei probleme. Pentru că și pe Pământ am folosit spațiul ca să aruncăm multe chestii și acolo să facem un, să fie plin de deșeuri. Există o glumă în comunitatea științifică că asteroizii sunt modul naturii de a spune ei și cum funcționează programul vostru spațial, dacă există. Europa încearcă să-și dobândească independența și autonomia în contextul sistemelor de navigație și a creat Galileo. Este o constelație de sateliți. Chiar există în noile modele de telefoane chipuri Galileo, care recepționează semnalul de la sateliții Galileo. Ce este ESA? Cine e această ESA? Industria spațială în Europa s-a formalizat odată cu apariția a două entități, Organizația de Cercetare Spațială și Organizația de Dezvoltare a Lansatoarelor, în 1964, care au fuzionat și au creat în 1975 Agenția Spațială Europeană. Are 22 de state membre, dintre care și România, multe dintre ele membre ale Uniunii Europene, are 8 centre în Europa de cercetare, dezvoltare, tehnologie, centru de antrenament pentru astronauți care ulterior vor lucra pe Stația Spațială Internațională și un spaceport în Guiana franceză de unde se lansează sateliți. Bugetul pe anul 2019 de 5,72 miliarde de euro, la care contribuie fiecare țară în funcție de activitățile în care vrea să se implice. Are 80 de sateliți construiți, mult mai mulți în prezent, testați și în funcțiune pe orbită, iar misiunea ei este dezvoltarea capacităților spațiale ale Europei, coordonând resursele financiare și intelectuale ale membrilor săi, pentru a susține programe de cercetare care ar fi mult peste capacitățile unei singure țări. Avem anumite direcții de cercetare, avem științe spațiale, explorarea spațiului cu echipaj uman și cu platforme robotice, observare planetară, lansatoare, telecomunicații, navigații, inovație tehnologică și operațiuni. Misiunile de observare planetară sunt, se constituie în trei direcții. Avem misiunile meteorologice sub conducerea EUMETSAT. EUMETSAT este acea agenție care se ocupă cu datele meteo la, nivelul Europei. Familia de sateliți Sentinel și o să vorbim de programul Copernicus și misiunile Earth Explorers ale ESA, care sunt strict științifice. Ca o paranteză, în prezent lucrez pe misiunea Meteosat Third Generation. Este o misiune care urmează, evident, Second Generation. Este o familie de sateliți Meteo care furnizează Europei date din 1970, iar Third Generation va furniza și va fi în funcțiune pe orbită până în 2040, adică până o să sper să prind eu pensia. Am mai lucrat la METOP, tot așa sub conducerea EUMETSAT și poate cea mai emoționantă pentru mine activitate a fost misiunea Sentinel. Am lucrat 2 luni în Madrid. Și, mă rog, după, în divizia de procesare de date. Practic, algoritmii care au datele crude de la satelit, cu tot felul de parametri, de-astea, SF legate de predicție meteo, și îi generează imagini. Și după ce am rulat acel algoritm, s-a generat o imagine din satelit, super frumos colorată, și am avut așa un sentiment și mi-am dat seama cât de important este să protejăm acest ecosistem. Deci, toate aceste misiuni oferă o informație de precize cu privire la starea planetei noastre și avem monitorizare continentală legată de agricultură, analiza lanurilor și a culturilor, umiditatea solului, starea vegetației, în special a pădurilor, cantitatea și calitatea apei din râuri și lacuri, monitorizarea mărilor și oceanelor, aici intră, temperatura și salinitatea apei, informații despre curenți maritimi, nivelul mărilor și oceanelor. Iar legată de monitorizarea atmosferei, avem gazele cu efect de seră, aerosoli,
compoziția atmosferii. Astea sunt doar câteva din parametrii analizați. La nivel european, există o politică a datelor deschise și gratuite, Open Data Free Access, prin care utilizatori pot fi reprezentanți guvernamentali, reprezentanți ai industriei și mediul academic, entități private, comunitatea științifică, pot lua aceste date și le pot integra în aplicații. O groază de aplicații, la fel am notat doar câteva. Dezvoltare durabilă, protejarea mediului prin monitorizarea habitatelor și ariilor protejate, agricultură și silvicultură, monitorizarea biodiversității, sănătate publică prin monitorizarea epidemiilor, protecție civilă prin prevenția dezastrelor naturale, transport și planificare urbană, detecția poluării maritime sau incendiilor de vegetație. Sunt foarte multe, am notat câteva cele mai importante. Am vorbit de Copernicus. Ce este Copernicus? Este un program operațional al Uniunii Europene pentru monitorizarea mediului și pentru securitate civilă. Practic, ce face? Furnizează servicii de procesare și distribuire a datelor de la sateliți sau de la o rețea de senzori aici pe sol, senzori care sunt ori în stații, ori apăsate pe avioane sau nave. Un număr care este destul de fascinant este că în fiecare zi această platformă primește 15 tera de date. Este o valoare enormă și aici intervine tehnologia informației cu big data, data mining și alte buzzwords-uri, care evident sunt folosite în acest sens. La nivelul României, datele Copernicus pot fi folosite în detecția incendiilor. Aceste imagini, le vedeți de la Sentinel-2, au fost procesate de Terasigna, o companie românească care face hărți GIS, Geographical Information System. Datele acestea, datele Copernicus, au permis monitorizarea dinamicii focului din a 8-a 11-a 2018, în munții Apuseni. De asemenea, putem monitoriza defrișările. Știm că avem o problemă reală cu defrișările în România. Aproximativ 50% din defrișări sunt ilegale, potrivit unui studiu Greenpeace. Pe lângă dezastrul ecologic și pierderea habitatelor animalelor sălbatici, se traduc și prin pierderi financiare la nivel guvernamental. Terasigna, chiar vă sfătuiesc să-i urmăriți pe social media, LinkedIn, Facebook, au destul de frecvent hărți și folosesc datele de la Copernicus pentru a emite tot felul de analize. Terasigna a creat Inspectorul Pădurilor în 2016, care este un sistem care lua toate aceste imagini, radar și satelitare, pentru a detecta zonele în care se produceau defrișări, datorită rezoluției temporale, adică imaginile erau suficient de dese încât să-ți dai seama de diferență. Bine, nu se vede aici, era o imagine. Sentinel-1 putem observa îmbuteiajele navale, aici, nu știu dacă se vede acolo în spate, sunt navele în coadă pe Dunăre, stau la coadă și se pot monitoriza de asemenea traficul maritim. Imaginea e luată din 2 august 2015, evident sunt date mult mai recente. Asta a fost poza pe care am reușit să o pun. Spațiul creează fascinație. Avem misiunea ESA, misiune de pionierat, misiunea Rosetta, care a avut obiectivul de a ateriza pe o cometă pentru prima dată. Cometa Churyumov-Gerasimenko, e un nume mai ciudat de pronunțat. Misiunea a fost lansată în 2004, și după 10 ani de călătorie, sonda a ajuns pe orbita cometei, urmată de etapa foarte delicată de aterizarea landerului, landerul Philly, ăsta micul de aici, ca un păienjen așa, pentru că landerul nu avea posibilitatea să fie manevrat, nu avea niciun sistem de propulsie, așa că și lansarea se făcea de la 20 de km depărtare, ca și cum arunca, nu știu, un bolovan ca să lovești o bățică mică de, nu știu, un obiect mic. Aterizarea a avut succes, însă harpoanele nu s-au declanșat și pentru că oamenii de știință, din analizele făcute până atunci, nu au realizat că terenul este atât de accidentat și era destul de dur, landerul nu a putut lansa harpoanele și s-a învârtit destul de mult. Unde e laserul? Așa, și a ajuns la o distanță destul de considerabilă față de punctul inițial ales. Și a ajuns sub o rocă care nu a permis trecerea radiațiilor solare,
astfel că nu s-au încărcat, odată ce bateriile s-au descărcat, nu exista posibilitatea să se reîncarce. Dar misiunea a avut un succes pentru a colecționa date legate de solul cometei, legate de gazele emise de coada cometei, lucru care va da comunității științifice de lucru mulți ani de acum înainte. Senzorii folosiți la misiunea Rosetta, senzori creați de Agenția Spațială Germană, au fost folosiți la o aplicație pe Terra, la crearea unui sistem de detecție rapidă a incendiilor, numit Firewatch, în orice condiții meteo, zi sau noapte. Senzorii au o rezoluție foarte mare, de aceea pot detecta fumul de la incendii. În prezent monitorizează peste 3 milioane de hectare de pădure la nivel global și aproape 100% din pădurile protejate ale Germaniei. Ce s-ar întâmpla fără infrastructură spațială? Păi, dintre cele mai evidente, n-am mai avea internet, n-am mai avea telecomunicații, n-am mai avea televiziune, predicție meteo, infrastructura spațială pe care se bazează gestionarea traficului aerian, traficul maritim, toate acestea ar fi compromise. Și de asemenea băncile, nu s-ar mai putea efectua tranzacții, pentru că aceste tranzacții folosesc de asemenea infrastructură globală. În cuvinte puține, practic societatea în care trăim astăzi n-ar putea exista, pentru că infrastructura spațială este strâns legată de toate aceste sectoare. Stația Spațială Internațională este o poveste de cooperare interstatală de succes. Acum 20 de ani începea poate cel mai ambițios proiect de construcție spațială a omenirii, cu o navetă Proton. La 2 ani, în anul 2000, au ajuns la bordul modulului 3 astronauți, 2 ruși și un american. Și de atunci, din anul 2000, orbita joasă a Pământului este permanent locuită de oameni. Acest laborator spațial este de dimensiunea unui teren de fotbal american. Este format din mai multe module, de panouri solare, are 6 dormitoare, deci poate acomoda până la 6 astronauți, 2 băi, este important să ai și baie în spațiu, o zonă specială pentru exerciții fizice, pentru că corpul are tot felul de transformări în microgravitație, și o cupolă care oferă astronauților o vedere de 360 de grade, de unde pot monitoriza andocarea capsulelor la stația spațială, de unde fac poze planetei noastre. Ca o paranteză, Thales Alenia Space a construit 50% din... Pentru mine a fost fascinant. 50% din volumul presurizat al ISIS și inclusiv cupola. Într-o zi, astronauții înconjoară Pământul odată la 90 de zile și practic ei văd 16 răsărituri și 16 apusuri în fiecare zi. 90 de minute, ce am zis? Zi, 90 de minute. Cercetarea la bordul ISS are mai multe direcții, diferite ramuri de biologie, de fizică, inclusiv psihologie umană, pentru că avem nevoie să știm cum se comportă corpul și mintea umană în misiuni de lungă durată. Pentru că, vă dați seama, ce călătorie, cel puțin până la Marte sunt 6 luni, să stai înghesuit într-o capsulă mică cu aceiași oameni, este un pic complicat. Pe lângă proiectele de milioane de dolari, Cosmosul este accesibil și tehnologiei de tip smartphone, la care, mă rog, această tehnologie poate fi folosită de startup-uri, de universități, prin studenților, să creeze acești mini-sateliți, numiți CubeSats, au latura de 10 cm, bine, ei pot forma cuburi mai mari, la care, practic, cetățenii obișnuiți pot face explorare spațială, să pună senzori, să analizeze diversi parametri. Acești sateliți sunt montați ori printr-un lansator de pe stația spațială, ori la bordul unor rachete. NASA, în fiecare an, creează niște cataloge, cred că din 1976 sau un an de genul ăsta, creează aceste cataloge care conțin toate produsele și serviciile ce au la bază cercetări făcute de NASA, cercetări spațiale. Am notat câteva pentru că sunt sute și în fiecare an sunt zeci.
puteți să vă uitați, sunt publice și eu am notat doar câteva. Avem și le-am categorizat. Sănătate și medicină. Avem dispozitivele de asistare ventriculară, VAD, pentru pacienții care așteaptă transplant de inimă, chirurgia LASIK, deja celebră, implanturile cochleare, proteze și membre artificiale, cei cu ochelari știm cât de important e să ai lentile rezistente la zgârieturi, pătrule de urgență aia pe care o luăm în excursii pe munte sau în care sunt înveliți pacienții care suferă de hipotermie, de asemenea este datorată explorării spațiale, terapia cu dispozitivele pentru tratarea diverselor tumori, medicamente pentru osteoporoză și diverse senzori pentru dispozitive medicale. În siguranța publică avem software de analiză video, detecție, conversie analog-digital. Deci, practic, dacă nu plătiți robineta și vă primiți amendă, tot cercetării spațiale să fim mulțumiți. Avem distrugerea minor cu ajutorul combustibilor solid de rachete. Ce înseamnă asta? După ce navetele mergeau în spațiu, combustibilul de la boostere era folosit, ce a rămas, evident, era folosit în crearea unor capsule care erau folosite pentru distrugerea minelor. Materiale ignifuge, sisteme de respirație pentru pompieri, containere presurizate din material durabil și ușor. În transport avem sistem electric de gigivrare pentru aeronave. Am văzut toți acele wingtip-uri de la companiile aeriene care reduc consumul de combustibil. În siguranța șoselor avem un sistem de crescături pentru prevenția alunecărilor pe vreme ploioasă, cauciucuri mai rezistente. În mediu avem sisteme de purificare a apei, panouri solare eficiente, microcapsule de ceară pentru îndepărtarea culorii marine. Sunt niște microcapsule goale pe dinăuntru și sunt puse în zona care este, mă rog, zona care este afectată de poluare. Și aceste microcapsule, aici vorbesc de poluare cu combustibil, cu petrol. Și aceste microcapsule sug acel petrol. Bunuri de consum și produse industriale, la fel, spumă cu memorie, aici Doamne ajută, avem destule. Saltele, perne, chiar și sutiene. Avem senzor de imagine digital, nu am putea să ne facem selfie-uri și să punem pe Instagram fără senzorii aceștia, CMOS. Avem mâncare pentru bebeluși, baby formula, aspiratoare wireless, la fel purificatoare de aer, materiale izolatoare și căști wireless. Doar câteva din sutele de produse care sunt rezultate în urma cercetărilor aerospațiale. Explorarea spațială a adus și revelații neașteptate. Această poză a fost achiziționată de la bordul misiunii Apollo 8. Obiectivul Apollo 8 a fost de orbitare a Lunii de 10 ori. Cei trei astronauți au părăsit orbita Pământului și au ajuns în pragul Crăciunului pe orbita Lunii. Au transmis imagini, în ajunul Crăciunului au citat și au transmis mesaje oamenilor care îi ascultau de pe Pământ. Ce este interesant e că au avut prezența de spirit și atunci când au remarcat această mărgea albastră care intra în cadrul gemulețului capsulei, se ia camera repede și se facă o fotografie. Ce este interesant e că NASA nu a specificat niciodată, pentru că vă dați seama, aceste misiuni au o planificare foarte riguroasă, nu trebuie să te abați de la aceste planuri, nu au avut niciodată obiectivul să fotografieze planeta. Chiar, deci astronautul William Anders a fotografiat Pământul și colegul lui de capsulă zicea, băi, nu-mi faci asta că nu e pe planul de zbor și o să ni se atragă atenția. Ca o concluzie la misiunea lui, William Anders spune așa: Am călătorit atâta drum ca să explorăm Luna, dar poate cel mai important lucru este că am descoperit Pământul. Fotografia se numește Răsărit de Pământ și a fost simbolică, este încă simbolică. Se spune că a dat chiar naștere mișcărilor de protecție a mediului. Știm de asemenea că în anul 1968 era o groază de conflicte și tensiuni internaționale. Poate această imagine cumva a dat o altă dimensiune acestor probleme, acestor conflicte. Următoarea etapă în explorarea spațială, știm că în prezent se fac eforturi de a reduce costurile transportului în spațiu, a resurselor, a reaprovizionării către Stația Spațială Internațională, se construiesc noi sisteme de rachete, capsule ca să ducă omenirea pe lună și dincolo.
Există inițiative pentru turism spațial și avem aici milionari care investesc pentru a crea capsule și nave speciale în acest sens. Avem un gateway, o stație intermediară între Lună și Pământ. Practic, următorul pas este stabilirea unei baze permanente pe Lună. Există inițiative de a mina asteroizi, care, din punctul meu de vedere, va lua industria mineritului, care are, știm cu toții, impact asupra planetei și îl va muta pe Lună. Mai încolo, poate peste generații întregi, vom reuși să colonizăm planeta Marte. Deocamdată, asta e de domeniul SF-ului, pentru că până acolo o problemă o pun și radiațiile, călătoria până acolo nu este ușoară, 6 luni, și alte probleme. Explorarea spațială. Nevoia oamenilor de explorare este adânc rădăcinată în ADN-ul nostru. Mai întâi ne-am răspândit pe mai multe continente, devenind o specie planetară diversă. Ne-am îndreptat apoi ochii spre cosmos și ne-am stabilit pe orbita joasă, unde am învățat să supraviețuim în primul rând, să trăim și să muncim. Cred că este foarte important să continuăm explorarea spațială și nu pentru motivele pe care le-am menționat neapărat, valoarea științifică, valoarea economică, nevoia de explorare. Cred că cel mai convingător argument este că ne va asigura supraviețuirea speciei și ne va asigura un viitor sustenabil pe planeta noastră. Desigur, explorarea spațială, pentru mine cel puțin, ne arată fragilitatea, frumusețea și unicitatea planetei pe care trăim, a vieții noastre, pe acest punct albastru, suspendat într-o rază de lumină, cum zicea Carl Sagan, în acest întuneric al cosmosului. Cosmosul care, desigur, știm foarte bine că nu iartă. Vă las cu un citat al Christei McAuliffe, primul învățător în spațiu, primul civil în spațiu. Din păcate, Christa McAuliffe a degetat la explozia navetei Challenger, dar vorbele ei rămân. Ea spune așa: spațiul este pentru toată lumea. Nu este doar pentru o mână de oameni în științe și matematică sau pentru un grup selectat de astronauți. Acolo se află noua noastră frontieră și este responsabilitatea tuturor să cunoască despre spațiu. Vă mulțumesc! Așa, eu una mai întâi. Sigur. Vreau să ne spun un pic despre partea de început a relației care cu toată Da. Un rol important l-a avut bunicul, care de când eu și sora am o soră geamănă, bine la medicină, să spunem că drumurile astea s-au despărțit în liceu, care de când eram mici ne povestea din cărțile pe care le citea, pentru că este avid de cunoaștere, citește are toată colecția Humanitas de știință și mereu vrea noi și noi cărți, mă pune să văd ce carte nouă a mai apărut. Am învățat să umble cu calculatorul și cu internetul ca să vadă noile știri. Cu el m-am uitat la ultima misiune a navetei spațiale, Endeavour. Și chiar dacă mică fiind nu înțelegeam, pentru că îmi povestea de gene și eu credeam că genele de la ochi, evident nu înțelegeam ce înseamnă să modifici genele și alte nebunii, dar a rămas acolo o sămânță. Pentru că tot dându-mi aceste informații, m-a determinat și pe mine să, ajungând în liceu, să încep să citesc. Am citit Dawkins, am citit cărțile lui Hawking și tot felul de cărți de popularizare a științei și mi-am dat seama că asta vreau să fac. Să fac parte din domeniul ăsta aerospațial. Nu știam nici cum, nici când, știam doar un lucru, că vreau să ajung aici. Am dat la facultate de calculatoare. Nu pot să zic, dacă ar fi să iau decizia asta din nou, poate că aș alege diferit, dar nu regret, asta a fost drumul meu. Ce și mi-am găsit, ce anume? Ce aerospațial, nu știu ce. Da, a fost a doua opțiune, dar la noi, mă rog, lucrurile în sensul ăsta sunt mai dificile, nu se face strict pe domeniul spațial, e mai mult aer acolo și eu vreau strict pe space. Și am zis, ok, aleg cel poate domeniul care o să-mi permită să
cumva și intersecțional să lucrezi în domeniul ăsta, pentru că am venit la roboți, la, adică spațiul nu ar exista fără tehnologie informației. Da, mi-a fost greu, dar mi-am găsit nișa, am avut noroc să găsesc companii în România care fac lucrul ăsta, care lucrează în domeniul, în industria spațială, pentru că eu mă gândeam mereu, a, trebuie să plec ca să pot să-mi împlinesc visul. Nu a fost așa și am avut noroc să aflu că există mai multe companii, Thales fiind unul, chiar e recent, a deschis din ianuarie, e foarte nouă divizia de space și, mă rog, a deschis mai multe divizii. Așa că există multe, multe. Revenind la întrebarea ta, nu știu, cred că a fost și contextul familial, am avut sprijin în acest sens și contează foarte mult să ai, să ai oameni care să-ți dea aceste informații, să-ți arate că există lucruri pe care poți să le faci în, nu știu, să cauți pasiunea ta, nu știu, asta cred că e. Te-am întrebat un pic și pentru cel mai tânăr spectator. Da. Neapărat. Să știi că niciodată, o să spună, mie mi s-a spus, nu te duce la calculatoare, că o să fie foarte greu. Da, mi-a fost greu, dar uite, acum fac ce-mi place, știi? Adică, fără muncă, niciodată nu o să ai succese. Sau o să ai și insuccese. Și crede-mă, am avut foarte multe insuccese și m-am luptat cu mine însă. Și, dar, până la urmă, asta înseamnă viața. Sfârșuri, coborușuri, găsești soluții și trebuie să treci peste toate astea. Adrian și apoi Liviu. Care e relația României cu ESA? Acum am înțeles. Da, era sigură că asta nu știu. Ține de chestii politice pe care, la care eu n-am acces. Știu că nu ne afectează atât de mult. Adică, nu faptul că n-am cotizat. Freeriders. Da, freeriders, exact. Și când crezi că o să avem și un satelit? Am înțeles că am văzut și noi satelit. Da, noi nu cred că suntem în direcția asta. Ai văzut, sau ați văzut direcțiile de cercetare ESA. De obicei, statele membre au un buget obligatoriu și după aia aleg ele în ce să se implice. România nu cred că s-a implicat în, în explorarea spațială cu sateliți. Sunt mai mult pe observare planetară, datele de la Copernicus. Mai mult partea asta, cel puțin din ce știu eu. S-ar putea să greșesc. Ok. Am fost foarte mare fanboy Obama în perioada în care era președinte și la un moment dat a fost șocat de decizia lui de a anula programul spațial Orion și naveta spațială, nu? Exact. Și el și-a motivat chestia asta prin, uitați că sunt tot felul de endeavor-uri private care vor să facă chestia asta, așa că... Nu, n-a fost asta și îți spun și de ce. Adică, mă rog, a fost unul din motive. Am citit recent cartea astronautului Jam, care a locuit un an pe stația spațială. Și de unde a plecat? Decizia asta a fost luată dinainte de Obama, dinainte de Bush, la explozia Columbia. De fapt, cred că la Challenger totuși. Comisia de atunci a hotărât că naveta spațială trebuie retrasă la un moment dat. Și cumva s-au gândit că după ce termină de construit stația spațială, atunci va fi momentul când cumva s-au îndeplinit toate obiectivele construcției stației să fie retrasă. Da, e adevărat, am formulat puțin greșit introducerea. Practic, întrebarea mea este legată de cum vezi tu viitorul colaborării dintre public și privat, având în vedere că incentivul pentru privat de obicei este pentru valorificarea lor resurse, în timp ce la ESA și la NASA au rămas în continuare proiectele științifice și cele de explorare. Da. Păi, da. Putem vedea, să zicem, NASA și ESA ca fiind pur și simplu niște companii care se ocupă cu partea științifică, care folosește complet de infrastructură. Da, practic toate inițiativele astea private vor lua cumva din greutatea, din load-ul pe umerii ESA, care se va concentra pe misiuni spre alte sisteme solare, pur științifice. Și nu e rău. Adică atunci când creezi o economie și o piață, o să ai mult mai multe investiții. Și o să crească din ce în ce mai mult. Adică e nevoie de inițiative necomercializabile acum, dar care pe termen foarte lung ar putea deveni. Exact. Dar exact. Niciun privat nu va avea resursele Da, mă rog, noi ne gândim și la Elon Musk, care are o avere destul de mare. Dar există chiar companii mult mai mici, vreo 300 și ceva la număr, care, mă rog, pentru că industria asta aerospațială nu e numai despre transport de echipaj uman sau capsule, sunt împărțite, o să fie din ce în ce mai granularizată. Unul se ocupă de minerit, unul se ocupă de crearea unei
modul dintr-o capsulă. De exemplu, ESA se ocupă de sistemul de supraviețuire care o să fie atașat la capsula Orion. Fiecare o să aibă responsabilități cât mai mici, astfel încât toate puse la oaltă să creeze, mă rog, să creeze ceva mai mare. Și asta cred. Și o întrebare retorică din doar două silabe. Arca? Nici nu știu cum să încep. Nici nu trebuie, nici nu merită menționat. Asta e. Se asociază cu niște idei care nu sunt câștigate pe drept. Eu asta cred. Asta știu. Am o întrebare acum în spate. Da. O zic că este sub activ de comisiune în 2030. Nu, s-a extins în 2014, s-a extins. Îți dai seama la cât s-a investit în stația spațială și încă se fac experimente. Bine, noi nu le vedem acum, dar probabil că urmările le vom vedea în viitor. Că atâția ani trebuie să vezi, să analizezi toate datele care vin și se fac cercetări legate de creșterea plantelor. Efectul ăsta al microgravitației ne arată foarte multe lucruri pe care nu le-am putea vedea aici pe Pământ. Da, o să fie până în 2030. Poate o să se extindă dacă se consideră necesar și investiția suficientă. Pentru că acum se concentrează să se ducă să facă gateway-ul, Deep Space Gateway, pe orbita Lunii. Mai avem vreo întrebare? Da. Dar știu de el, m-am dat la tutoriale cum se joacă Kerbal Space Program și chiar suntem mână de oameni la mine la muncă. Băi, apare Kerbal Space Program 2. A, ce mișto! Da. Nu, dar promit că o să mă, chiar am zis, băi, trebuie să mă... Eu m-am uitat doar la tutoriale. Asta e. Da. Păi mai lasă în serviciu și da. Ok, dacă nu mai sunt întrebări, mulțumesc foarte mult!